Salutare, prieteni! Astăzi vă prezentăm moara de cereale Euromil Compact. Cum vine ambalat produsul? Deci, această moară vine într-o cutie, cum o puteți vedea, echipată, da, cu logo-ul firmei, adresa noastră, numărul de telefon, ce conține practic acel colet. Așa, cam asta e cutia care o veți primi voi. Haideți să desfacem cutia, să vedem cum vine acest colet la dumneavoastră acasă. Deci, avem așa interiorul. Haideți să scoate. Deci, găleata de alimentare aici și moara. Ăsta este produsul pe care îl veți primi la dumneavoastră acasă. Aici de desubt aveți și sitele care vin în complet. Mai aveți o sită și aveți această cheiță cu care se poate schimba sita. Plus șuruburile pentru a pune găleata pe moară. Acum o să vă arătăm cum se asamblează această moară. Euromil compact, e foarte simplu. Deci, practic, trebuie să punem această găletușă în astea patru orificii și să-i punem șuruburile. Deci, șuruburile vin în complet, în set. Imediat. Așa. Cheia o dăm într-o parte și astea patru trebuie să le montăm aici ca să fixăm această găleată. Acum o să vă arătăm cum se asamblează sau se schimbă acea sită pe moară, da? Este foarte simplu. Deci întoarcem această moară. Uite așa. Avem aici sita. Avem cheița la îndemână. Cu această cheiță, practic, desșurubăm aceste șuruburi. E foarte simplu și rapid se face, mult mai simplu ca la altă orice moară care o găsiți în comerț. Am scos sita și o putem schimba cu cea dorită. La modelul dat, o avem pe cea de 6. Puteți vedea aici acest ciocănel care practic macină acele boabe, da? Și montăm cealaltă sită înapoi. Asta-i. Aici se pune așa. După ce am montat-o, mi-am asigurat că vine pusă bine, cu cheița am strâns aceste piulițe, cam așa. Deci, asta e, cam atât a durat pentru a schimba sita la o moară Euromil. Acum o să vă arătăm ce componente are această moară. Deci, cuva, care este deja montată, moara în sine, cu butonul Start-Stop, pentru oprire, cu protecție termică, un cablu de alimentare la 220, cam ăsta e, cam așa vine. Are în set două sitii, una de 2 și cealaltă de 6 mm, una o vedeți aici, cealaltă este deja montată. Are cheița cu care putem schimba aceste sitii, manualul de instrucțiuni și acele șuruburi care se montează practic cuva de alimentare, această găleată, pe moară. Această moară se folosește la măcinarea boabelor de cereale, ca grâu, orz, porumb, ovăz. Și dacă îi schimbăm sita de 0,6 mm, putem face cu ea făină integrală. Plus, putem măcina zahăr, cafea, tot felul de boabe. Deci nu e doar pentru a măcina boabele pentru animalele din curte. Deci este o moară mult mai universală. Acum o să vă arătăm cum se pornește această moară. Da? Practic, da? Cablul de alimentare se pune în priză la 220, fixează aici și este necesar să apăsăm butonul Start. Apăsăm butonul Start,
Vom auzi. Cam așa se pornește și se oprește această moară. Foarte important, înainte de a turna acele boabe cereale în moară, înainte pornim moara, după care turnăm boabele în această galeată. Această moară vine echipată cu un motor de 1 kW la 19.000 de turații. Productivitatea produsului este de 2-300 kg la oră cu sitele de 6 sau 8 mm, cu sitele de 2 și 4 mm între 100-150 kg oră. Cu sita de 0,6 mm pentru făină integrală, ca productivitate avem 60-80 kg la oră. Astăzi vă vom prezenta moara de cereale Euro 1025 cu găleată din plastic. Haideți să vă arătăm cum vine ambalat produsul, da? Asta este cutia, practic coletul, care îl veți primi acasă. Și acum să desfacem cutia. Așa. Avem un inel de prinderi. Polistirenul. Așa. Opa. Așa. Deci, practic, scoatem moara de aici și o montăm pe galeată. Cu acest inel de prinderi, să vă arătăm, să desface. E foarte simplu. Și se montează, se prinde, se fixează. Uite așa. Deci e foarte simplu. Se poate deschide, juca cu el, se pune cum vrei. Asta este moara. Deci, acum o să vă prezentăm părțile, componentele acestui produs. Deci, moara, da? Găleata din plastic de 25 de litri, acest inel de prindere a morii pe găleată, okay, pentru a schimba acele siti, manual de instrucțiuni, și 4 siti în complet. Sita de 8 mm, sita de 6 mm, sita de 4 mm și sita de 2 mm care vine pusă pe această moară. Această moară se folosește pentru a măcina tot felul de boabe, ca orz, grâu, porumb, cereale, și se poate folosi și pentru a măcina în uz casnic, a face făină integrală sau a face pudră din zahăr, cafea și alte lucruri. Haideți să vă arătăm cum se montează și se pune în funcțiune această moară, dar mai întâi o să schimbăm o sită la ea, ca să vedeți cum și cât de ușor este de a schimba sita. Ok, luăm moara, așa, o întoarcem, cel mai simplu o pun eu aici așa, ca să vă fie clar, vedem sita, practic luăm această cheiță și da, desșurubăm, foarte simplu, desfacem sita de pe moară, așa, să vedeți cât de ușor este chestia asta, deci am scos sita, vedem aici ciocanelul care macină, practic gura de alimentare, pe unde vin boabele. Punem orice sită din ele, hai să o punem pe asta de 6, ca să fie mai simplu. Și montăm la loc, aici are aceste orificii, da? Am montat sita pe canalul ei, am strâns un pic șuruburile și cu cheița la sfârșit doar am strâns un pic, așa, cu mâna. Stați imediat, așa. Da, acum e gata, sita este schimbată. Mai departe, ce facem? Ca să montăm moara, trebuie să o întoarcem, să vă arăt așa, se pune pe acea găleată, e foarte simplu, și acest inel se desface de aici, cam așa, se pune, se închide. Atât, moara este gata de lucru. Haideți să vă arătăm cum se pornește, oprește această moară. Da, deci vine cablul de alimentare, e ăsta, de aici,
cam atât de lung vine el. Îl punem în priză. Așa. Și avem două butoane. Start, stop. Verde este start, roșu este stop. Deci, haideți să-l pornim. Așa se pornește moara de cereale Holzmill 25 cu găleată de plastic. Moara de cereale Holzmill 25 cu găleată din plastic are un motor de 1 kW la 19.000 de turații. Da, vine în complet cu 4 siti, una de 6, de 8, de 4 și de 2. Ca productivitate la sitile mai mari de 6 și 8 are între 200 și 300 de kg la oră. Cu sitile mici are între 100-150 kg la oră. Și cu sita de 0,6 mm pentru făină integrală ar fi 60-80 de kg. Astăzi o să vă prezentăm moara de cereale Holzmill 25 cu picioare. Acum o să desfacem moara din cutie să vedem ce are înăuntru. Da? Deci, haideți să începem cu picioarele. Să desfacem cutia așa, aici. Și o să vedem ca componente are trei picioare din astea. Practic e un trepied. Așa. Dăm cutia la o parte. Desfacem moara. Să scoatem moara din cutie. Așa. Deci, asta este moara. Imediat punem aici și mai are această cuvă pentru măcinare. În set mai intră sitele și manualul de utilizare. La această moară de cereale Euro 1025 cu picioare vine inclus în acel pachet, practic, moara, cum o vedeți, cuva sau gura de evacuare a boabelor măcinate, picioarele, trei picioare pentru trepied, manualul de utilizare, cheița pentru a scoate și a monta înapoi aceste siti și mai are o sită pe el montată și acest imbus pentru a putea monta picioarele. Foarte important. Haideți să asamblăm moara, da? Cel mai simplu, ce facem? Întoarcem moara, picioarele în sus, cam așa. Aici trebuie montate acele picioare. Ca să montăm, trebuie să desfacem de aici astea. Uite așa. Și montăm acest picior în interior. Deci, practic, scoatem șuruburile, punem piciorul. Foarte important să vedem că piciorul are o poziție. Practic, trebuie să meargă pe exteriorul morii. Cam așa. Ia să le pe-a două. Așa, aici. E foarte simplu și ușor de asamblat. Și cu acest imbus, da, după ce am pus piciorul, strângem aceste șuruburi ca să fie fixate, să nu vibreze, să nu cadă. Deci cam așa. Și acum trecem la următorul. Da, deci am prins toate trei picioare. Așa. Acum să vă arăt la ce folosește această cuvă de evacuare. Practic, ea trebuie montată aici, peste această sită, ca tot ce macină moara și cade prin sită, dar să vină exact prin cuva de evacuare, să vină într-o găleată sau într-o cutie, în ce vreți să puneți dumneavoastră. Deci, se montează așa, se pune aici, da, și se întoarce la
180 de grade, are un stop aici foarte important, se oprește aici, da, când ați dat până la capăt, așa vine montată. Acum, haideți să întoarcem moara, invers. Uite așa, deci este destul de înaltă, cum vedeți, se poate pune o găleată, o cutie sau altceva sub moară, ca să cadă acele boabe măcinate în găleată. Acum o să vă arătăm cum pornește această moară. Deci are un cablu de alimentare, cam așa vine el, deci la 220, da, destul de lung. Alimentăm dintr-un prelungitor sau priză, așa. Aici are un buton start-stop, butonul verde este start, butonul roșu este stop. Haideți să o pornim acum, să vedem ce facem. Această moară are pe ea un motor de 1 kW. Acel motor are 19.000 de turații. Ca productivitate are în jur de 2-300 kg la sitele de 6 și de 8 mm. La sita de 4-2 are cam 100-150 de kg la oră ca productivitate. Dacă îi montăm și vrem să facem făină integrală și montăm sita de 0,6 mm, atunci ca productivitate va avea între 60 și 80 de kg la oră. Astăzi vrem să vă prezentăm moara de cereale Euro 1025 cu găleată din tablă. Acum o să desfacem cutia să vedeți ce conține acest colet și ce veți primi acasă. Așa, să tăiem acest scoci de aici. Așa vine împachetată moara, deci trebuie să scoatem acest polistiren de aici și vom scoate moara cu tot cu găleată, să o vedeți. Așa, dăm cutia la o parte. Scoatem moara. Aici avem aceste seturi de siti, manualul de utilizare și însăși moara. Ca să o asamblăm este foarte simplu, trebuie doar montat aici. Și la fel, foarte simplu, acest inel de prindere îl putem pune, uite așa. Și aici avem moara. Deci, acum o să vă prezentăm părțile produsului acestei mori. Practic, moara, care vine până aici, găleata cu volum de 25 de litri, dar foarte important că această găleată din tablă are și un mâner. Practic, se poate duce, se poate transporta foarte simplu și ușor chestia asta. Are în set 4 siti, una de 8, de 6, de 4 și de 2. Astea 3 le vedeți în față. Cea de 2 este montată pe moară. Mai are în complet un manual și o instrucțiune cu caracteristicile morii și o cheiță pentru a putea schimba aceste site. Haideți acum să vă arătăm cât de ușor este să schimbăm o sită pe moara Euro 1025. Da? E simplu. Deschidem acest inel, așa. Întoarcem, haideți să dăm la o parte găleata, să vedem această sită de 2 mm. Ne trebuie doar cheița ca să slăbim un pic piulițele astea. Deci este foarte simplu. Deci trebuie desșurubate. Am pus aici, am scos sita. Vedem acest cuțit care practic macină toate boabele. Luăm următoarea sită care vrem să o înlocuim, da? Și o montăm aici foarte simplu. Punem înapoi astea două șuruburi, vine exact în canalul ei, nu aveți cum să greșiți. Strângem un pic ca să ne asigurăm că nu o să cadă sau nu o să se întâmple ceva de la vibrații. Și astfel am montat, am schimbat sita.
Haideți să punem oara asta în funcțiune ca să vedeți dumneavoastră cum funcționează. Deci acest cablu, care are cam un metru, da, se pune, se alimentează la un prelungitor sau la o priză normală. Așa. Am pus în priză și acum apăsăm butonul Start-Stop. Start este verde, Stop este roșu. Haideți să o pornim. Ce putem măcina prin această moară și la ce putem, o putem folosi? Se pot măcina boabe de cereale, orice tip, grâu, orz, ovăz, porumb, în dependență, și la fel se poate măcina zahăr pentru a face pudră, cafea, putem face la ea foarte important și făină integrală, dacă folosim sita de 0,6 mm. Ca specificații tehnice, această moară vine echipată cu un motor de 1 kW cu 19.000 de turații. Ca productivitate are între 200 și 300 kg la oră pentru sitele de 6 și de 8 mm. Pentru sitele de 4 și 2 mm ar fi 100-150 kg oră. La sita de 0,6 mm pentru făină integrală va produce între 60 și 80 kg oră. Vrem să vă prezentăm și moara de cereale Euro 1025 compact. Practic e aceeași moară compact care ați văzut anterior, doar că mai vine inclus în pachet și acest bidon de 20 litri în care cade toată marfa sau boabele alea măcinate. Da, o puteți procura și cu bidonul nostru sau fără bidon acasă. Puteți pune pe un bidon improvizat mai mare, mai mic, de 50-100 de litri, dar vreau să vă arătăm cum se montează și cât de ușor se folosește pe un vas sau un bidon de acasă. Da? Haideți să vă arătăm. Acum, dacă o luăm practic, noi deja am decupat de aici. Haideți să vedem, am decupat din acel capac plasticul și doar o montăm aici. Așa. Asta este. Și acum avem o moară de cereale Euromil Compact 25 cu vasul dedesubt. Acum vrem să vă arătăm ce modele de muri avem la categoria asta care v-am prezentat-o până acum. Deci dacă ne uităm de jos, Euromil Compact, după care Euromil 25 cu găleată din plastic, la fel, Euromil 25 cu picioare, cu acel trepied, Euromil 25 cu găleată din tablă și iarăși la fel avem Euromil compact cu un bidon de 20 de litri, care practic voi acasă îl puteți pune pe un alt bidon, mai mare, mai mic, cum vă este mai bine. Astăzi vrem să vă prezentăm moara noastră de 50 de litri, Euromil 50. Și avem la această moară 3 modele. Deci Euromil 50 cu picioare, Euromil 50 cu găleată de plastic și Euromil 50 cu găleată din tablă. Și o să începem cu asamblarea morii Euromil 50 cu picioare. Da? Haideți să dăm drumul să vedem ce are în această cutie. Să desfacem cutia frumos așa, imediat. Asta îl punem jos. Dăm polisterinul la o parte și scoatem de aici această moară, uite așa. Scoatem și componentele ei, sitele, manualul. Să dăm asta la o parte. Acum să desfacem aceste picioare. Ia să vedem. Și practic am desfăcut cutia, ați văzut cât de voluminoasă este, cam aceeași cutie ca dimensiune. Este moara de cereale Holzmill 50 cu picioare, cu aceste picioare,
cu 4 city, 3 sunt aici, una este montată cu practic cuva de evacuare într-o găleată a boabelor, da, și manual de instrucțiuni. Plus mai are aici o cheiță cu care se schimbă sita. Acum o să montăm aceste picioare pe moară, să vedeți dumneavoastră cum se asamblează, da? E foarte simplu. Deci întoarcem moara invers, pregătim pentru a monta picioarele. Așa, o să trebuiască să desfacem aceste siti ca să scoatem imbusul și cheița. Deci sunt legate bine, cam așa vine. Deci avem acest imbus care ne folosește acum pentru a monta picioarele și vom desface de aici, foarte simplu. Așa. Am desfăcut șuruburile, luăm un picior, orice care. Toate sunt la fel și universale și punem piciorul exact în orificiul ăsta. Montăm șuruburile. Așa. Al doilea la fel. Și cu imbusul, da, le prindem cât mai bine. Așa, am montat și ultimul picior, cam așa trebuie montate. Acum, această cuvă de evacuare trebuie montată pe moară. Practic, are poziția ei, o punem aici așa frumos și trebuie să o punem pe poziție. A fost montată și cuva de evacuare și acum, dacă îmi dați voie să îl pun pe picioare, să vedeți cât de mare este moara. Moara de cereale Euro 1050 cu picioare. Acum o să vă arătăm ce conține această moară și ce avem în cutie, în coletul care îl veți primi acasă, la moara de cereale Euro 1050 cu găleată din tablă. Da? Să desfacem cutia. Așa. Deci, când desfacem cutia, practic se văd toate 4 siti și cheița. Cu această cheiță schimbăm aceste siti. 3 sunt diferite mărimi și cea mai mică de 2 mm este montată deja pe moară, da? Dacă scoatem acest polistiren pentru a proteja moara, îl dăm la o parte, uite așa. Aici vedem moara cu tocul găleată și ca să facem loc, ia să vedem, e destul de greluță, da, dăm cutia la o parte, luăm găleata de 50 de litri cu tocul moară și ca să o asamblăm, trebuie doar să o scoatem din găleată, asta este găleata, cam așa vine ea, o puteți vedea aici. Deci, ca volum are 50 de litri. Tot ce măcinăm cade aici. Și asta este moara montată direct pe găleată. Practic tot ce trebuie să facem, acest inel de prindere. Un picuț. Așa, să-l luăm, să-l punem și să-l închidem. Da, cam asta e. Moara momentan este gata de lucru. Acum o să vă arătăm ce conține și ce vine în colet la moara de cereale 50 de litri, Euro 1000, cu găleată din plastic, da? Haideți să deschidem cutia. Practic e același lucru ca la o moară de 50 cu găleată din tablă. Vine iarăși astea 3 siti în set, cheița pentru a putea schimba
acele city foarte rapid și ușor. Le punem aici. Și aici avem moara cu tot cu găleate. Asta, uite, așa. Asta este moara. Ca să o asamblăm, doar o scoatem din găleate. O întoarcem. Uite așa. Scoatem inelul. Așa, să vă arăt cum se face prinderea. E foarte simplu și ușor. Uite, gata. Moara este gata pentru a fi pusă în funcțiune. Deci, avem aici montate toate cele 3 mori de cereale Euromil 50 cu găleata volumul 50 de litri, același model. Ca specificații tehnice, au toate același motor, un motor de 1,3 kW la 19.000 de turații. Ca productivitate, au între 200 și 300 kg pe oră la sitele de 8 și 6 mm. Pentru sitele de 4 și de 2 mm au o capacitate de muncă între 150-200 de kg la oră. Pentru sita de 0,6 mm, pentru a face făină integrală, au o productivitate de 60-80 de kg la oră. Aceste mori se folosesc pentru a măcina cereale, boabe de grâu, orz, porumb, ovăz, orice tip de, hai să zicem așa, cereale. Se mai folosesc în alimentații pentru a măcina făină integrală cu sita de 0,6, cafea, boabe de cafea, zahăr, pudră. Da, acum o să încercăm să punem moara cu picioare în funcțiune, să vă arătăm cum funcționează și care este specificațiile ei practic. Toate aceste mori de 50 de litri vin echipate cu 4 siti. De 2 mm, de 4, de 6 și de 8. 3 din ele le vedem aici și practic a patra este montată pe moară. Acum o să punem în funcțiune moara din mijloc. Vedem ca cablu ce lungime are el. Acum o să o punem în priză imediat. Așa. Și pentru a fi pus în funcțiune avem butonul verde, start, și butonul roșu, stop. O să pornim moara. Și acum am oprit-o. Asta au fost morile de cereale Euromil 50 în 3 specificații de la Tehnomese. Pentru achiziționarea acestui produs, vă las un link în descrierea de mai jos. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, nu ezitați căsuța de comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like. Și ne vedem în, corect, episodul următor.